Bun. Hai să... Tot am fost astăzi pe partea de sud a litoralului. Aș vrea să discutăm puțin cu cărțile pe față despre bune, despre rele, despre mituri, despre minciuni, despre adevăruri cu privire la litoralul Mării Negre. Și am să vă spun de ce deschid subiectul ăsta, pentru că primesc foarte multe întrebări, sute de întrebări. Am 10.000, am 15.000, am 20.000, am 100.000, unde să investesc. Și ca, măcar ca un răspuns la aceste întrebări, care multe dintre ele sunt fake-uri, sunt miștocărele, însă cum ar fi ca din 10 întrebări neserioase un tip care să fie chiar interesat, un tip care a muncit o viață, însă gândește să vină în țară. Cum ar fi ca întrebarea lui să fie serioasă și noi să nu o băgăm în seamă? Dramatic, nu? Pentru că eu încă o dată vorbesc despre modul ăsta ciudat de a trata pe cei care au plecat odată afară, adică statul român, România i-a pierdut odată și acum când ar vrea să întoarcă și să vină și cu ceva bănuți, noi să-i tratăm așa cu jumătăți de măsură, adică ne place nouă sau nu să-i ascultăm. Dacă 10% măcar din românii care spun că vor să se întoarcă acasă și vin cu capital, chiar vor să se întoarcă, imaginați-vă că vorbim cu oameni care s-au autoeducat în țări străine, chiar dacă aici în țară nu au avut 5-10 studii superioare. Hai să spunem că vorbim de o categorie care a muncit peste tot, și aici, și acolo, despre intelectuali, despre oameni de afaceri potenți care au pus-o și au făcut milioane de euro, discutăm cu un alt context. Hai să discutăm despre oamenii de clasă medie care au plecat, să spunem, cum mi s-a întâmplat și mie să am în jur, prin 96-97 în Italia și sunt plecate acolo de 30 de ani, 25-30 de ani, care și-au făcut și acolo, atenție, familie, adică copiii, majoritatea celor plecați de acum 15-20 de ani, copiii cei mici sunt născuți prin Anglia, prin Italia, prin Germania, prin Franța, prin Spania și sunt țări adoptive, deci copiii lor vorbesc deja două limbi atunci când românii au avut nebunia să-i țină aproape. Hai să lăsăm chestiile de familie, că de asta se ocupă preoții, se ocupă cei de la asistență socială. Eu am să mă opresc concret la afaceri. Cum ar fi ca un tip care a făcut 100-200 de mii și este educat în spiritul ăla de acolo, adică muncă serioasă, program serios, să vrea să investească aici și noi să nu-i băgăm în seamă? Atunci o să discut pe latura asta puțin despre litoral. Iar apoi, dacă sunt întrebări, știți, putem comunica. Litoralul Mării Negre, cu bune și cu rele, rămâne totuși un magnet pentru cei care doresc să investească. Și vă spun cu toată seriozitatea că am foarte mulți prieteni care au reușit să câștige bani. Uite, un tip din Mamaia care a avut un beach bar în acest an, al treilea an, la rând, iată, reușește să-și ia al doilea apartament în Mamaia Nord, apartamente cu preț mare. Acum, nu am să vorbesc despre calitatea serviciilor, nu am să vorbesc despre hate-ul devenit de pe toate canalele și despre greșelile făcute de autorități. Am să vorbesc despre investiții pur și simplu, câteva minute. Doar câteva minute. Bun. Ce înseamnă litoral? Hai să luăm începând de la plajă până la hoteluri și deci de la beach bar-uri până la restaurante. În primul rând trebuie să știi că tot ce vrei să închiriezi este foarte scump. Justificat sau nu, răspunsul este ăsta pe care ți-l spun eu. Investițiile pornesc de la închirieri sau asocieri în participațiune acolo unde nu-ți dă voie, pentru că trebuie să fac o paranteză să spun, în cazul segmentelor de nisip care au fost deja închiriate, nu se acceptă legal sub închirierea. În cel mai bun caz legal este asocierea. Dar și la asociere prin participațiune trebuie să fiți foarte atenți. Adică dacă tu faci un contract de asociere în care spui că dai 20% din încasări unei societăți care a închiriat deja, trebuie să înțelegi că trebuie să ai contabilitate dublă, nu în sensul a face evaziune, ci în sensul că tot ce scrie în contractul ăla de asociere trebuie să se întâmple. Adică dacă tu spui că îi dai 20% din încasări și tu ai avut 3 miliarde de încasări, trebuie să știi că îi dai 20%. Adică lucrurile astea trebuie să se întâmple, da? Pentru că am întâlnit foarte multe cazuri în care se dau niște bani cum crede ei pe acolo și rămâne cu contabilitatea descoperită. Și eu trebuie să spun celor care vin acasă că în România, din fericire sau din bucurie, din necaz, evaziunea fiscală constituie faptă penală. Deci nu vă jucați cu chestiile astea, nu vă luați bătut stâmpiții. Prima regulă este să înțelegi că atunci când vii în țară ar fi bine să-ți faci o societate a ta. Mai ușor cu cumpăratul, mai ușor cu cesionatul, mai ușor cu luat firma nu știu cui, pentru că de regulă sunt istorii care spătează,
viitorul. Adică mare atenție cum îți faci o firmă. Du-te Dumnezeu la o casă de avocatură, chiar dacă dai cu 100 de euro în plus, măcar ești protejat, măcar nu faci tu drumuri până la Registrul Comerțului și te învârți în jurul cozii. Că le ipotetic este ușor de deschis. Însă concret, orice virgulă, orice X pus acolo te face să te dezguște la început. Adică odată ce tu știi că ai venit din Belgia, din Olanda, din Germania, din unde o firmă se face într-o jumătate de minut, aici dacă te plimbă ăștia o săptămână, este clar că îți pierde tot cheful. Așa că e bine să fii asistat. Iar dacă vrei să te duci la Registrul Comerțului, du-te la birou de asistență, plătești acolo, că totul se plătește pe planeta asta, și îți deschizi o firmă. Așa cum v-am spus de 1000 de ori, înființarea unei societăți costă real 122 de lei la caseria Registrului Comerțului, dar trebuie să faci un dosar, trebuie să faci un act constitutiv care costă și ele. Dar îți sugerez, dacă tot vrei să faci o afacere